S-a pornit la înmormântarea surorii sale și a dispărut. O femeie de 72 de ani din Cricova este căutată de rude, dar și de poliție după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Potrivit polițiștilor, persoanele apropiate femeii s-au adresat la inspectoratul de poliție Râșcani din capitală în data de 26 martie, iar acum oamenii legii întreprind toate măsurile pentru a da de urmele femeii. Rudele le-ar fi spus polițiștilor că Lidia Boguș are ochii căprui, părul șaten și corpolența medie. În ziua dispariției purta o pereche de pantaloni gri, o geacă de culoare verde și avea pe cap o batistă bordo. Persoanele care au recunoscut-o pe femeia din imagine și cunosc locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Orice informație poate fi utilă.